Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu pe canalul meu, Marcuța de la Strihaia, împreună cu soacra mea, cu doamna Marița. Vorbește liniștită! Și l-avem aici și pe domnul Fane. Aici sunt prezent la datorie, la serviciu. Alo, salut, prieteni! Uitați-vă. Lucrez la poliție. Prieteni? Am venit aceea că s-a furat găinile azi noapte la vecini. Și dai declarații. Că tu faci furturile. Am vrut, prieteni, să vă arăt cum explică doamna Marița lui Cutunița, lui Feza. Dar înțeles ară ceva? Nu, că acum am dat drumul la cameră. Te-am lăsat să înveți acum, acolo, cum să facă ciorbița. Da, ciorbița. Ciorbița de potroace, cum să spune? De burtă. De burtă de viță. Pă, cine o mănâncă pe aia? Așa se zice, să vadă de ciorbă de burtă. De aia, de care burtă? De hene, de oaie, de aia. De capră. Da, burtă de oaie. Stomac de oaie. Stomac, e cu burtă, burtă. Prieteni, am venit și noi la Severin. Să facem recuperări la spate. Iar recuperările. A, uite, și pe mine mă doare de tot. Burta asta ne trage în jos. Asta e de noastră, nu e? E haramică, Marisa. N-ai. Ia să mă uit eu. Nu foarte, e româncă. N-ai. Are fustă ca noastră lungă. Mm-hmm. E Gabi să. Să e Gabi. Le peciesti. Cu fustele. Hai că revenim, prieteni. Ne cerem scuze, prieteni, veniți o prietenă de-a mea și am discutat puțin cu ea. Zi, mamă, ce vreau să spui? Uite, e nu știu. Unde veniți? La poliție. E bună voie, nesilită de inimă. Ce, dacă recunoște omul? Să vedeți pe canalul lui domnul Fanny de la Strihaia de ce a dus-o pe soacră mea la poliție. Nu mai spun. Pe canalul lui spune. Surpriză. A? Da. Nu-i așa, domnul Fani? Păi cum să nu spune? Spune ce a făcut. Nu. Că ai spus pe canalul tău și dacă vrea prietenii să intre pe canalul tău. Să vadă. Spun eu. Pe canalul meu. Ce a făcut ea? Nu mai zici surpriză. Păi intră la tine lumea și să uită. Da. A furat găinile toate la vecini. A furat doamna Marița. 20 de găini la pachet. Și vrei să întorcem declarația? Tatăl nu le-a furat, le-a luat. Să spun că nu trebuia să le ia. I le-a adus o persoană și a zis că îi le vânde pe un chil de țuie. Și găinile au fost furate. Da? Da. Și acum ce fac? Dai declarație cum s-a întâmplat. Și pe urmă? Ce urmează? Nu se știe, intri la fur calificat. Mamă. De la 3 la 7 ani. Doamne, fiește ce zice. Firească Dumnezeu, eu nu mai fac așa. Adică furaș. Eu nu mai fac așa. Mă umoră, Ion. Pe ce umoră? Așa că, prieteni, veni rămasă la Severin. Astăzi a avut domnul Fane procesul cu permisul, tată? Da, atâta lume n-ai avut pe unde să intre. Au venit acasă, m-au luat pe mine. Și acum a venit iar la Severin ca să mă duc eu să fac recuperările. Și pe urmă la Mec. Să mâncăm la Mec. Sau la Trastonia. Nu mai mâncăm Mec când ne îngreșăm. Sau la Gardul Roșu. Acasă mâncăm. Mai e altul la Răcoare, altul magazin de la Timici. Nu e așa? Un gang așa lung mare. Colo la ala sărac. Nu acolo mă duc sărac. Acolo nici moartă. Miroasă urât acolo. Păi ce e acolo? Nu mă bețivai. Da, moșie. Pe gangul ăla. Am mâncat eu acolo, m-a dus socul tău. Nu îmi place acolo. Acolo între blocuri de căști. Mici sunt bune acolo, dar nu-mi place spațiul ăla mic, îngust. Da. Da. Dacă vrei, te duci mai sus și este acolo o cameră de aia mai sus. Dar eu mai mâncai acolo. Așa că, prieteni, o să revenim mai târziu. Așteptăm pe domnul Ion acum în mașină. Da. Doamna Marița e aici cu mine. Mă face toate modele.
drumul fain te faci în toate poate modele. Cu găini, eu îmi fură găinile. Da? Da. Putuna face ciorbița. Îți dai seama dacă nu ne ducem toată șatra să mâncăm? La ea? La ea, scandal. De unde să pună ea atâtea borsane? El pune muzică când filmez și eu, da. Luăm mâna, luăm mâna. Nu mai merge telefonul meu. Pe ce ai făcut și? Îl luvă valul. Hai că revenim mai târziu, prieteni. Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu din nou cu acest vlog. A venit domnul Ionică în vizită la mămica. Dar părinții lui, din păcate, nu e acasă. Am vrut să filmez pe această femeie, cum zice, de paparații. Ce ți-a făcut paparații? Ce ți-a făcut paparații? Nu mai vreau să fiu filmată. Auziți, prieteni, ce zice lămâița, că toată ziua o filmez, ba eu, ba domnul Fane. Nu cine mă lângă părinții lui? Eu, uite ce frumos ăla, cum e ăla mare. Ce vorbă cum e ăla mare? Tu ce frumos! Așa. Ce? Cum e ăla mare? Care e ăla mare? Vedeți, prieteni, vine numai în vizită? Am crezut și noi că nu-i tata acasă și mâncăm și noi fără filmare și veniți tu. Mai bine dacă nu te chemăm. Păi vezi? Imani. Și la mine s-o stricară multe roșii. Trebuia să facem bulion din ele. Ce să fac, fată? Să te ajut? Mănâncă. Să pun pâine? Pune pâine, că știi că acesta n-așteaptă așa încet. Lămâie, să știți că mă simt mai bine acum. Ce? Tu nu vezi că umbru, mă mișc eu bine. Mă mișc și eu bine, tu nu vezi? Vechi, fără ghinătă, cu tot normal. Este. Așa? Nu, mă. Acesta om veni și la mămica, la tătic. Dar din păcate nu sunt acasă. Stai. Te ajut, fată, cu ceva? Nu. Serios. Nu. Nu vreau. Te doare gulița? Da. De ce? E amorțită? Cred că mor. Eu nu mai zic așa. Ce mănâncă lămâia, smântână. Că e în buș. E la dietă lămâița. Nu e așa lămâia? Cumpărați pentru baba Bria? Nu mai vă pun carnea asta, că s-a făcut aici.
așa nu. Ia dungă să o vedem. De la cuptor. Uite ce e de frumoasă. Șoricul ăla. De ce n-a să tăia să mâncați? Cine să mănânc? Mâncarea încolo la cruscul tău. Mai la urmă, mai... Păi și eu cum mănânc o țără șoric din ăsta? Hai că stai eu. Dă-i tare. Îmi rup un manicură. E tare. De ce luși cașa așa de tot? Unde? Zei. Păi să mergi și la ăla. Păi mă duc la ăla mai bine decât să mă duc la operație. Unde? La doctor Oasă. Doctor? Drosu. Cristian? Drosu. Drosu. Cum se spune? Cel mai bun doctor care face masaj la... De pe TikTok. Aha. Îl văzui. Coloană care pognește oasele. Nu mă rupe, nu mă rupe. Așa ce zice eu pe țigănește că mă rupe. Nu mă rupe. Ăla. Acolo vreau să mă duc prima dată, apoi să mă duc la ăla unde ai zis tu, la chirurg. Nu, prima dată avem la chirurg? Nu, că ăla mă bag la operație și nu vreau. Tu vrei să rămân eu așa toată viața, să nu mai fac nimic. Și atunci? Dar nu te operează omul, te consultă. Și zice că e de operație și mă sperii și nu mai fac nimic. Asta nu vrea să prieteni. De ce să te sperii? Da, măi, asta nu îngrașă. Nu, deloc. Deloc, nu? Asta poate și ce? Ce să mai spun eu? Tu ești mulțumesc, Andrei. Te rog frumos. Mulțumesc. Uite de asta. De că te filmez eu și mănânc. Nu, 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 nu. Că eu nu mănânc. De ce? Nu vreau. Ce vrei, Andrei? Venirăm și noi în vizită la tine și tata și mama, noi acasă. Să duseră la Cutuna să mănâncă ciorbă de burtă. Vrei să ne ducem și noi? Peste ei. Dar burțele ăla eu le luai. Burta ta e? Nu, știi că luai de la oi când cumpărăm sâmbătă. Da. Hai, peste ei, mergem acolo. Să spunem lui Cutunița de ce chemă numai pe tasă, pe maică sa și pe frate sau al mare. Ia sună pe Maria. Doarme? Nu știu, hai să sun. Gata? Nu știu de ea. Îmi doare gura. Prieten pe Ion, îmi doare gura, dar nu știu de ce fălcile, dantura. Buzele, limba. Buzele. Te mușcă cineva? Și de limba. Și de limba. Păi din halul ăsta se umple, amorțită. Păi mai știu. Dă-l-o. Hai că revenim, prieteni. Să vezi? Am revenit, prieteni, cu copiii mei la sport. Hai că vreau să fac și eu. Păi tu poți? Hai, Fănică, hai. Nu s-ar gea lăgat ce. Hai, Dani. Ce s-a răvat, nu-a trebuit. Uite asta, nu știu, uite cum faci asta, uite cum faci. Hai și tu ca Fănică. Hai, ta, Fănică, Doamne. Cadea, cadea, mă lânge pe lor. Hai, Mărie, urcă, ce trebuie să faci aici? Păi la greutatea ta, Mărie, ce faci? Mărie, dacă mă cân eu, de să am cel în pom. Hai, lămâie, uite, nu vrei? Nu. Uite, stai. O, că mă pui și eu aici. Dai grijă la spatele tău ăla. Vezi că poate cad acum, în direct. La spatele meu merge, merge, ha? Sport. Nu știu. Hai, uite Nora cu soacra. Uitați, uitați, uitați. Hai, hai, hai. La shoppinguială, unde sunteți aici? Da, facem sport. Da? Da, venirăm să facem sport. Asta e bun pentru piciorul meu. Da. Pe amorțit. Dar fă-i mai încet, nu fă-i cu șmecherii. O să fac eu cu șmecherii. Hai, Lumină, pune-te-și tu acolo. Pune-te vreo de acolo pe bicicletă, pe tinetă. Tu vrei pe topogan. Da. Îmi sare... Inelele din coloană, deci. O dă-te jos, încet. Da, știți? Vedeți? Unde tu făcutea? Aici. Mamă, Marcuță, nu e bine. E greutate, fată. Nu! Apeu la picioare. Hai,
Stefanica. A, până ai la înțelegere, atârgi eu, gata. Le-am la România. Hai, urcă-te tu, urcă-te tu. Urcă-te tu. Mamă, să-l spui. Păi eu nu-mi plac de așa, că mi-e rău. Haide, așa, așa. Haide, haide, asta e bună pentru purtică. Să dăm jos. Pute din purtică. Pune lumina din bălă, hai. Parcă mi-e ții, fată. Dar și mie nu-mi plac chilipombe de așa. Nu-ți plac? Unde reți? Pierdem copilul. Hai, da, reți, furițele. Hai, da, cuci. Sunt pitinile romni, parfumului. Gata, pe Rex? Hai, mă, n-ai tuluși, e gata. Ai slăbit, domnule, e gras, gata. Bă, bă, hai, tu jucăl. Ok. Rex. Nu le digă să camita. Să vezi, Rex. De Mărășave. Sunt prieteni, ce frumos e aici, în parc, să ne plimbăm și noi puțin. Socamen, parfumuri. Hai, Tatiani! Ce parcul ăsta de mare? Uite ce e acolo. Să urcăm și noi acolo. Unde, fată? Uite acolo, să vedem ce e acolo, în spate. În spate, în spate sunt magazinele. Nu, că uite, văd eu. A, haine, hai să vedem și noi. În spate, de tot. Uite-le acolo. Păi trebuie să trecem strada. A, până mai ne ducem. Ce-ai? Uite că ai mălea de pe Mario. Ce-ai? Ani cu team. O trupăgan, un trup. Bulina. Mă lăgeam. E frumos aici, prieteni. Am venit și noi la răcoare să ne plimbăm. Da. Acă revenim mai târziu, prieteni. Mersi, mă, Giorgi! Tu s-a mă, Giorgi? Cadața! Analcălimănești! Ia, mamă, cadara bila! Tare te avem. Amici trei sărați am avut. A, noroc, Doamne ajute. Bravo. Anică de Eva, tare Anică. Ce trei suțu. Hop, hop, hop. Și poți să le pui la pinica, că poate că aia. O ce zi ai? Da-ți-l omul ușor, pe boia, loca și zi. Loca, da. Cine ești? Loca și zi.